Bună dimineața și bine v-am regăsit la Euronews România. Suntem Sonia Teodoriu și Radu Hângănuț și vă prezentăm și astăzi cele mai importante știri ale zilei. Haideți să vedem care sunt cele mai importante titluri ale acestor. În cazul asasinatului din Arad, fiica omului de afaceri și alți doi complici au fost reținuți de parchetul general. Procurorii cred că tocmai Laura Creșan, fiica celui decedat, a comandat asasinatul. Primăria Capitalei pierde încă un termen în lupta cu Comisia Europeană pe tema poluării din oraș. În ultimul timp, Bucureștiul a depășit constant pragurile maxime de poluare admise de Uniune. Două drone au traversat din nou teritoriul românesc în zona de nord-est a județelor Tulcea și Constanța. Radarele au detectat obiecte zburătoare la 12 km de orașul Tulcea. Gruparea militantă kurdă se află cel mai probabil în spatele atentatului terorist comis ieri în Turcia, care s-a soldat cu moartea a 5 oameni și rănirea altor 22. Totuși, atentatul nu a fost revendicat în mod oficial. Fica omului de afaceri Ioan Crișan, alături de cei doi bărbați care ar fi complotat pentru asasinarea lui, au fost reținuți pentru 24 de ore. Procurorii parchetului general îi acuză de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive. 5 ore au fost audiați de anchetatori, însă au refuzat să vorbească, spun surse Euronews România. Procurorii descriu și modul în care aceștia au acționat. Colega noastră, Magda Costache, are mai multe detalii. Magda, ce au descoperit procurorii, cum a fost pusă la cale asasinarea cetățeanului? Bun găsit! Procurorii descriu modul în care s-ar fi produs acest asasinat și în care ar fi acționat cei trei inculpați. Vorbim despre doi bărbați și fiica omului de afaceri Ioan Crișan, mai exact pe data de 27 mai 2021. Doi bărbați ar fi cumpărat un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat. În acesta ar fi fost pusă încărcătura explozivă care a fost procurată, deținută, transportată și folosită fără drept, după cum spun procurorii parchetului general. După ce a fost realizată această bombă artizanală, a fost amplasată în autoturism, iar două zile mai târziu, pe data de 29 mai, aceasta ar fi fost detonată de la distanță cu ajutorul unui telefon mobil. La ora 6:59 de minute s-a acționat, după cum spun procurorii, și s-a acționat cu premeditare și în interes material, mai spun anchetatorii. Surse Euronews spun că femeia ar fi urmat să fie dezmoștenită și afacerea omului să fie lăsată fostului ei soț. Probabil acesta ar fi putut fi motivul pentru care a fost plănuit acest asasinat. În acea zi de 29 mai am văzut că în parcarea unui magazin din Arad mașina a sărit în aer și omul a decedat. Totodată măsura reținerii a fost luată pentru cele trei persoane după ce au fost audiate timp de 5 ore, iar astăzi se cere arestarea preventivă a celor trei inculpați și magistrații de la Curtea de Apel București vor decide dacă vor fi arestați pentru 30 de zile sau nu. Mulțumim, Magda, pentru toate aceste informații. Mergem mai departe. Primăria Capitalei pierde încă un termen în lupta cu Comisia Europeană când vine vorba de poluare. E a treia amânare cerută de edilul Bucureștiului în cazul de infringement pe care orașul îl are pentru depășirile constante ale indicilor de poluare. Capitala a avut la dispoziție 4 ani pentru a face un plan pentru calitatea aerului, însă nici până în ziua de astăzi nu a reușit să îl facă. Colega noastră, Maia Bondic, a urmărit acest subiect. Bine te-am găsit, Maia. Spune-ne, te rog, cum arată indicii de poluare, de exemplu, astăzi, și ce consecințe există pentru București în această situație? Bun găsit! Poluarea este în continuare la cote maxime în capitală. Știm că toată săptămâna am văzut indicii de poluare foarte crescuți. Noi acum ne aflăm în zona Cotroceni, la intersecția dintre Cotroceni și Bulevardul Iuliu Maniu, o zonă extrem de aglomerată, cu foarte mult trafic, pe care noi am monitorizat-o în această săptămână cu un dispozitiv special care înregistrează exact acele particule de PM10 și PM2,5.
1,5, particulele extrem de poluante. Mâine veți afla toate datele concrete la Euronews România, însă ce pot să vă spun este că în fiecare zi când am monitorizat această zonă am primit alerte cum că aș fi într-o zonă extrem de poluată. Tocmai pentru aceste depășiri constante a indicilor de poluare, capitala are și un proces de infringement cu Comisia Europeană. Astăzi, capitala ar fi trebuit să trimită un plan integrat de calitate a aerului, planul PICA, care ar fi trebuit să conțină, practic, un studiu care să ne spună exact care sunt sursele de poluare din capitală și, bineînțeles, să vină cu măsuri concrete care să rezolve această problemă. Până în momentul de față, capitala a avut 4 ani la dispoziție să facă acest studiu, însă acesta nu este gata, astfel că Primăria Capitalei a cerut o a treia amânare în această procedură de infringement cu Comisia Europeană. Noi știm că sursele de poluare principale în București sunt traficul, de exemplu avem pentru 1,8 milioane de locuitori 1,4 milioane de mașini, peste 60% din poluare provine din trafic, pe lângă asta mai avem încălzirea apartamentelor și bineînțeles arderile ilegale de deșeuri. Am vorbit cu primarul Capitalei, Nicu Șordan, tocmai despre această problemă cu Comisia Europeană. Haideți să-l ascultăm. Un scenariu optimist ar fi 9-12 luni din momentul ăsta. Am avut mai multe discuții cu cei de la Comisie și eu cred că ei au înțeles eforturile pe care noi le facem. O să vedem. Acum el este în achiziție publică. Din păcate, legislația națională obligă ca în consorțiu care face asta să fie cineva acreditat de stațiul român și de aceea mari firme internaționale n-au venit în licitațiile pe care noi le-am lansat. Planul integrat de calitate aerului este o chestiune cumva de nuanță despre ponderea principalelor poluanțe a aerului. Dar noi știm pe cei mai importanți, sunt traficul și încălzirea. Cât costă un loc eligibil pe listele pentru alegerile parlamentare de pe 1 decembrie? Din punct de vedere legal, niciun candidat nu poate da mai mult de 44.000 de euro, bani pe care îi folosește pentru campanie și pe care îi primește apoi înapoi de la stat dacă obține locul în Parlament. În culise însă apar discuții despre sume enorme, 100.000 sau chiar 200.000 de euro. Discuția despre cât costă un loc de parlamentar a fost deschisă de un scandal în Alianța pentru Unirea Românilor. Deputatul Aur Ingo Dămureanu a acuzat partidul că i-ar fi cerut 60.000 de euro pentru a prinde un loc eligibil pe listele parlamentare. Suma ar fi cu aproape 20.000 de euro peste limita legală. George Simion a spus că toți candidații contribuie cu o sumă în campanie, dar că respectă legea. Tuturor candidaților la alegerile parlamentare li s-au cerut să contribuie conform legii la bugetul de campanie, să asigure precampania și campania electorală, pentru că așa este conceput sistemul electoral, sistemul politic din România, candidații suportă aceste cheltuieli. La PNL, surse din partid au declarat pentru Euronews că un loc pe listele parlamentare ar costa între 30 și 50 de mii de euro. Fără să pronunțe cifre, Nicolae Ciucă a declarat că toate contribuțiile pentru campanie sunt legale. Nu este vorba de a plăti un loc de parlamentar, ci este vorba de contribuția legală pe care fiecare dintre noi putem să o aducem din punct de vedere financiar pentru a susține campania, fapt care ulterior se decontează de către AEP. Există o anumită sumă impusă sau fiecare cât poate sau cât vrea? Știu că este o limită maximă și în funcție de aceasta fiecare cât poate. La USR, surse apropiate de partid spun că un loc eligibil pe listele din marile orașe unde bătălia este mare ar costa chiar și 100.000 de euro. Pentru circumscripțiile unde concurența este mai mică, suma ar coborâ la 20-30.000 de euro. Reprezentanții USR neagă speculațiile și susțin că fiecare va contribui cu cât poate.
Totuși, ne putem uita la candidatul la Camera Deputaților, Monica Berescu, aflată pe locul 2 pe listele de la Iași. Ea a împrumutat partidul la locale și europarlamentare cu 121.000 de euro, potrivit declarației de avere. Monica Berescu susține că va da partidului pentru prezidențiale și parlamentare o sumă similară. La PSD, surse de la vârful formațiunii spun că media este undeva la 40.000 de euro în limita prevăzută de lege. Un partid care nu este parlamentar se descurcă mai greu. Fiecare candidat își susține campania așa cum poate. Adică noi facem ceea ce se numește crowdfunding. Primim donații de la 100 de euro până la 1000 de euro, cam asta este în general media. Donațiile de peste 8000 de peste 1000 de euro sunt în general venite de la oameni de la afaceri care au business-uri destul de mari, dar aceștia sunt de obicei puțini. Contribuția candidaților în campanie și în afara ei este reglementată de lege. Problema nu este că se dau bani, ci cuantumul poate fi o problemă dacă depășește limitele legale. Dar mereu se găsesc portițe pentru a fenta legea. De exemplu, un candidat îi poate împrumuta pe alți candidați sau poate împrumuta partidul și pentru alegeri la care nu participă sau poate cotiza an de an la partid cu sume considerabile, toate ca să-și asigure un loc eligibil la alegeri sau o funcție călduță susținută de partid. Așadar, prima formă de contribuție la partid este cotizația. Aceasta se plătește regulat, fără legătură directă cu o campanie electorală și poate ajunge la maximum 178.000 de lei pe an. În campania electorală sunt permise contribuțiile la partid din venituri proprii, donații sau împrumuturi, maximum 222.000 de lei la parlamentare și circa 2,8 milioane de lei la europarlamentare. Câteva exemple din campania pentru europarlamentare. La PSD campion a fost Vasile Dâncu, care a contribuit din venituri proprii cu 2 milioane de lei, urmate de Victor Negrescu, aproape 1,3 milioane de lei. La PNL cap de listă a fost Rareș Bogdan cu peste 2,2 milioane de lei din venituri proprii, urmate de Gheorghe Falcă cu aproape 740.000 de lei. De ce le mai trebuie partidelor și bani de la candidați pentru campania electorală în contextul în care au o subvenție record de la stat? Discutăm acest subiect cu Alina Manolache, este reporterul care a strâns toate aceste informații cu cât se vinde, de fapt, un loc eligibil. Între ghilimele. Bună dimineața, ok, între ghilimele. Sonia, da, între ghilimele. Noi vrem să ne facem, Alina, noi vrem să ne facem bugetul. Că e sfârșit de an și vă spune-ne aveți exact. Bani de un loc sau... Sunt la 100.000 de euro distanță, pare că. Poți să fii și la 20-30.000, depinde în ce județ candidezi. Mm. Pentru că sunt zone cu o concurență mai mare, cum sunt Bucureștiul sau Iașul, unde am văzut ce scoruri sunt, și zone unde candidații pot să contribuie și cu mai puțin. Adică ca la imobiliare, aproximativ. Exact, exact. Ceva asemănător. Dar eu sunt curioasă, Alina, practic de ce e nevoie de acești bani? Pentru că știm că partidele au subvenție de la stat să-și financeze campaniile electorale, să strâng în același timp sume record de la cei care candidează, dar ce se face cu acești bani? Este o întrebare foarte bună pe care ne-o punem cu toții. Plecând de la ultimele informații pe care le avem, majorare în buza campaniei electorale a subvenției partidelor cu 25%, informație publicată zilele trecute, de asemenea, subvenția partidelor a crescut de 26 de ori între 2016 și 2024, ajungând acum la 380 de milioane de lei. Știți cu cât au început partidele? Cu 14. Wow. 14. Și da, e o întrebare legitimă. De ce mai este nevoie și de acești bani de la candidați? Pentru că legea spune așa, fiecare candidat practic cotizează pentru propria lui campanie. Deci partidele folosesc subvenția de la stat, care o parte din banii aceștia sunt folosiți în campanie și pe lângă banii ăștia mai strâng și de la candidați câte ceva. De la cei care pot mai mult, strâng evident mai mult, cum s-a văzut în materialul pe care l-am difuzat. Și să știți că se vede... Nu în toate cazurile, dar în cele mai multe, se vede diferența între candidații care contribuie mai puțin spre deloc și candidații care contribuie mai mult de-a lungul dar timpului. Eu mi-aș dori... Și te referi la locul de pe listă, nu? Exact. Mi-aș dori să-mi dai un exemplu totuși, pentru că sunt convinsă că acesta există. Cineva care a contribuit foarte mult, dar nu a prins un loc eligibil. Da, am un exemplu. Este vorba despre liberalul Cristian Bușoi, care, din informațiile pe care le avem și le are foarte multă lume, este unul dintre finanțatorii de bază ai PNL.
Chiar s-a întâmplător am discutat cu Cristian Bușoi după ce nu a mai fost pus pe lista pentru europarlamentare pe un loc eligibil, deși era europarlamentar cu o vechime foarte mare și chiar președinte de o comisie. Comisia de industrie. Exact, Sonia, tu știi foarte bine că ai făcut foarte multe transmisiuni de la Bruxelles. Și l-am întrebat, de ce, domnule Bușoi, nu mai sunteți pe listă? A spus, am decis să mă dedic partidului la București, să intru în viața politică a partidului de la București. Mă așteptam să-l văd pe listele de la parlamentare, dar nu este. Nu s-a dedicat așa mult, poate. Nu se știe ce s-a întâmplat, unde s-a scurt-circuitat totul, pentru că nu este nici pe listele de la parlamentare Cristian Bușoi. Iată un exemplu. Asta spuneam, că nu întotdeauna banii sunt direct proporționali cu răsplata, dar de cele mai multe ori se întâmplă să da și l-am văzut. Rareș Bogdan, Vasile Dâncu, Victor Negrescu, contributori de seamă la partide, au prins un loc în Parlamentul European. Exact despre asta mai voiam să vorbim. Despre cei care împrumută, cei care sunt așa ca un fel de bănci ale partidelor pentru propriile angels, partide. Business exact, angels. Exact. Da. Investitori ei din umbră. Ei împrumutând de cele mai multe ori, nu toți au banii aceștia. Am văzut câteva exemple care erau într-adevăr din venituri proprii. Dar sunt și mulți candidați care efectiv fac credit pentru un loc la Parlament. Da? Unele persoane fac credit să facă nuntă, alții pentru un loc exact, în Parlament. Exact. Tot un fel de nuntă și acolo. Și ei împrumută acești bani și la rândul lor îi împrumută partidului. Evident că dacă este cu succes candidatura, autoritatea electorală permanentă decontează banii și dacă partidul îi cheltuiește legal, AEP decontează banii, oamenii își primesc banii înapoi. Dar cine și-a făcut credit și a pierdut, nu a intrat în Parlament sau depinde, că nu vorbim doar de Parlament aici, nu mai a pierdut bani. Este, cum să zic, un pariu necâștigat. Da, asta este, mai pierzi, mai câștigi. Dar eu altceva vreau să te întreb. 100.000, 200.000 de euro pentru un loc eligibil. Merită? În cât timp scoți banii? Îmi place doar îmi place cum vorbim noi despre 200.000 de euro, așa de parcă lucrăm zilnic cu ei. E o întrebare foarte bună. Uite, nu m-am gândit la ea. Următorul material va fi despre asta. N-am stat să fac calculele, dar știm că sunt câteva, poate spre 10.000 de euro să câștige un parlamentar pe lună, nu mai știu exact salariile actualizate. Scoți. Deci scoți banii, în plus pentru cei care candidează și cu șanse îi recuperează oricum, dar dacă nu, îi poți scoate în destul de puține ani. Asta la Parlamentul nostru, unde sumele sunt mai mici, mai e și suma forfetară și aceea, din aceea nu a fost niciodată clar cât cheltuiesc, cât nu cheltuiesc, pentru că trebuie să justifice din ea doar 60%. Ți se plătește transportul, ai diurnă de prezență la ședință, pentru că vii în București, ai casa asigurată, deci până la urmă nu ne o facem griji. O afacere profitabilă. Dacă dar nu... la Parlamentul European, păi la Parlamentul European, din salariile care sunt acolo, îi scoți imediat europarlamentarii, sunt niște oameni. Asta dacă nu cumva pui în celălalt buzunar, pentru că urmează și peste 4 sau 5 ani o altă campanie electorală și cine e prevăzător nu va face credit. Dar să știți că nu toți gândesc în materie de bani, pentru că de multe ori sunt oameni cu foarte mulți bani care intră în politică, nu prea mai au nevoie de bani, ci intră pentru influență și putere. Este și aceasta o ecuație pe care trebuie să o luăm în calcul. O luăm în calcul, te așteptăm așadar, Alina, și cu altă ocazie să discutăm despre acest unghi al acestui subiect. Radu, să trecem în mod natural la probleme care țin de bani, dar probleme ceva mai locale, mai pentru umane, noi, pentru umane, noi, pentru oamenii care nu suntem și nu avem locuri eligibile pe listele pentru parlamentare. Așadar, o familie din România cu 2 copii are acum nevoie de peste 10.000 de lei pe lună doar ca să trăiască decent. Asta arată datele transmise de Fundația Friedrich Ebert România și Sindex România. Vorbim de o majorare de 4,7% față de anul trecut, adică aproape 500 de lei, determinată de creșterea costurilor la aproape toate capitolele. Detalii are colega noastră Ioana Nicolescu. Bun găsit! O familie formată din 2 adulți și 2 copii are nevoie mai exact de 10.450 de lei pe lună pentru un trai decent. Mai mult de jumătate din această sumă acoperă cheltuielile pentru mâncare și locuință. La acestea se adaugă banii pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de uz casnic și igienă personală, educație, sănătate și diverse servicii.
Cheltuielile unei familii cu un copil sunt de peste 8.500 de lei pe lună. Pentru o familie de adulți fără copii, acestea sunt de aproape 6.500 de lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură, de aproape 4.000 de lei pe lună. Comparativ cu anul trecut, vorbim de o creștere de aproape 5% a acestor cheltuieli, determinată de scumpiri la majoritatea capitolelor, cu excepția cheltuielilor cu locuința, adică cheltuielile cu utilitățile și întreținerea. Recalcularea valorii coșului minim de consum s-a realizat în baza datelor Institutului Național de Statistică pentru luna septembrie 2024, raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Creșterile cele mai mari, adică de peste 100 de lei pe lună, au fost pentru alimente și pentru achiziționarea unei locuințe. O familie cu 3 copii din București ne-a povestit că trăiește cu doar 6.000 de lei pe lună, adică jumătate din suma indicată necesară pentru a satisface nevoile de bază. Tatăl este nevoit să lucreze în 2 locuri diferite pentru a face față tuturor cheltuielilor. Mulți oameni spun că ajung să vâneze reduceri și se orientează spre cele mai ieftine produse din supermarket pentru a ține pasul cu prețurile. Pot spune că duc undeva în jur de 4-5.000. Și ce mai cumpărăm pe lângă copii, cred că undeva în jur de, sigur, încă 5.000, deci undeva la vreo 10.000. Veniturile, ele nu au crescut suficient cât să acopere, părerea mea, inflația și toate aceste creșteri. Reușiți să mai economisiți niște bani, să mai puneți bani deoparte? De când a apărut copilașul, nu prea. Sunt produse care pun în pericol sănătatea lui, viața lui chiar, și acolo nu se poate face rabat la produse, cum sunt medicamentele, laptele, praf, de exemplu. Dar așa putem poate să mai tăiem un pic de la hăinuțe sau din alte lucruri care se consumă mai repede. Câți copii aveți? 3. 2 sunt mai măricei și unul e micuț. La cel micuț sunt și scutecele, sunt mai mult, mult mai multe cheltuieli. Cheltuielile sunt mari, facem și extra joburi pe lângă jobul pe care l-am. În principiu folosim diferite supermarketuri. Într-o parte găsești, să zicem, conservarea mai ieftină și în altă parte găsești carnea mai ieftină și tot așa. Nu mai ca înainte să bem ce ne poate. Luăm ce e mai ieftin. Eu sunt cu soția. Deci ar trebui cel puțin 1.500 de euro de persoană. Și dumneavoastră cât aveți? 3.000. Îmi poți spune aproximativ cât faci pe lună? Ca și intern fac 4.000. Din fericire mă mai ajută părinții. Și crezi că te-ai descurcat dacă ai stat singur? Din punct de vedere financiar, nu. Ce crezi că ai face? Probabil încă un job. Rămânem în continuare pe acest subiect și discutăm cu sociologul Gelul Duminică despre cu traiul decent în România, care presupune cel puțin 2.000 de euro, așa a calculat Fundația Friedrich Ebert pentru o familie cu 2 părinți și 2 copii. Bună dimineața, domnule Duminică! Bună dimineața! Vreau să vă întreb, pentru că mă uit acum pe lista județelor în care e posibil să câștigi aceste salarii, în doar 3 județe din România se poate câștiga un salariu de peste 5.000 de lei în medie, potrivit calculelor Universității Babeș-Bolyai. Ce fac ceilalți oameni care nu au unde practic să muncească cât să câștige acești bani pentru a-și asigura un trai decent? Bun, deontologia mă obligă să spun că sunt 2 instituții care calculează coșul minim cu sume relativ diferite pentru un trai decent, același indicator. Frederic Friedrich Ebert Stiftung, care vine cu această cifră de aproximativ 2.000 de euro pe lună pentru o familie cu copii, și Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, care vine cu o cifră cam cu o treime mai mică decât ceea ce spune de Friedrich Ebert Stiftung. Între cele 2 instituții existând chiar și o diferență de opinie vis-a-vis de modul de calcul. Ceea ce este cert în momentul de față este că România are foarte mulți oameni care trăiesc la limita sărăciei sau sunt în stare de vulnerabilitate extremă. Unul din 5 români fiind în stare de deprivare materială severă sau un risc de deprivare materială severă. Asta înseamnă numeric aproximativ 4 milioane de cetățeni care, chiar dacă muncesc, mulți dintre ei,
cu veniturile pe care le realizează la muncă, nu reușesc să iasă din starea asta de vulnerabilitate extremă din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Nu uitați că noi avem cam tot la fel, 20 și ceva la sută, dacă nu mă înșel, din angajații noștri care lucrează pe salariu minim pe economie. Salariul minim pe economie care este undeva în jur de 2500 de lei net în mână. Adică în mână. Efectiv, nu punem taxele, că taxele nu le vede angajatul și da, le vede doar statul. Da, și atunci cu 5000 de lei, să zicem așa, cei doi părinți, sunt într-o stare de vulnerabilitate extremă. Da, care sunt soluțiile? Domnule Duminică, care ar fi soluțiile pentru acești oameni? Pentru că am văzut și materialul de mai devreme, unii dintre ei merg pe varianta în care își mai iau un loc de muncă, un job part-time, dar nu poți să-ți iei 5 joburi part-time ca să ajungi. Nu, e complicat. Pe termen scurt e foarte complicat. Dar totul e legat de calitatea educației, de modul în care ne dezvoltăm de punct de vedere profesional, de sistemul de securitate pe care îl avem, de productivitatea muncii, de modul în care se alocă resursele, de distribuția, de structura administrativă a țării și așa mai departe. Deci, uite, ca să dau un exemplu, structura administrativă a țării. Noi cheltuim foarte multe din resursele noastre pentru a ține această structură administrativă, care este total nefuncțională, cu 3200 de unități administrative teritoriale, din care cam 3 sferturi nu fac suficient bani ca să se întrețină. Adică au nevoie de infuzie de capital. Bani care ar putea să se ducă în cu totul alte locuri decât în a susține o birocrație care de punct de vedere este și ineficientă. Ca să văd, sunt multe care trebuie făcute, însă clar că este nevoie de voință politică pentru chestia asta și de asumare. Pe de cealaltă parte, trebuie să recunoaștem că costul minim, de fapt, se calculează pentru stabilirea salariului minim pe economie. Adică există o corelație între aceste două, ca și la nivel european. La nivel european se vorbește de living wage, dar la noi se vorbește de costul minim pentru trai decent, dar care este folosit, repet, pentru a calcula salariul minim pe economie. Însă salariul minim pe economie are în vedere și productivitatea, are în vedere și puterea economică, are în vedere și dialogul social care există cu patronatele și în sindicatele. Da. Sunt multe lucruri. Adică nu există o soluție unică, să scoți din buzunar o soluție și să zici pe termen mediu și lung, în schimb, clar că trebuie să dezvoltăm resursa umană și să atragem capital, astfel încât investițiile să fie mai mari și tu să ai forță de muncă calificată. Sunt studii care spun foarte clar și analize care spun foarte clar că diferența între un absolvent de școală primară care este pe piața muncii și un absolvent de liceu care este pe piața muncii este de 100.000 de euro pe an pe cursul vieții profesionale. Adică omul ăla care are școală mai puțină pierde un apartament, o casă frumoasă undeva. Nu o câștigă, pentru că salariul pe care îl are e mult mai mic. Între o școală medie, gimnaziu și facultate, e de 400.000 de euro. Adică dacă stăm să ne uităm, de fapt, lucrurile sunt mult mai ample și atunci înțelegem de ce avem și salariile astea și toate lucrurile astea în condițiile în care, par exemplu, 42% din generația asta sunt analfabeti funcționali. În condițiile în care 2% din tinerii din mediul rural și mediul dezavantajat ajung să termină o facultate. Doar 2%. În momentul în care avem sute de mii de analfabeți. În momentul în care. Și punem toate în calcul și o să vă dați seama că, spre exemplu, o femeie de serviciu, dau un exemplu, da, un muncitor docher, habar n-am ce, oamenii ăștia care dau studii medii și mai puțin, nu o să câștige niciodată în România, sau cel puțin în următorii 10 ani, 2000 de euro pe lună, pentru că simplu motiv că economia, ca un tot, da, nu funcționează cum trebuie, că distribuția veniturilor este făcută cum este făcută, că noi susținem din banii noștri foarte multe găuri, că uite, plătim miliarde pe autostradă care nu există, că există foarte multă corupție, că dăm bani la partide, uite subiectul vostru dinainte, mult mai mult decât dădeam înainte și dacă vreți continui. Adică toate lucrurile astea se văd într-un construct coerent.
Adică noi putem să ajungem la 2000 de euro pe lună în următorii 10 ani pentru un astfel de muncitor. Da, pentru un astfel de lucrător. Și normal să câștige ca să aibă o viață decentă. Însă, pentru asta e nevoie de cu totul altfel de afaceri. Vă mulțumim foarte mult, domnule Duminică, pentru această analiză. Mergem mai departe. Fanii filmelor lui Tim Burton pot vedea desenele realizate de celebrul regizor, dar și costumele de eroi sau monștri la o expoziție deschisă la Londra de Halloween. Le vedem și noi imediat în jurnal. La KFC îți faci pofta și de pui și de burger cu noul pui burger. Puiul tău preferat, sos de usturoi, roșii, coleslaw și castraveți murați într-un burger delicios. Pui burger, două pofte la preț de una, doar 7,90 lei. KFC. Fiorda! Sunt răgușit! Fiorda! Ingrediente active naturale. Hidratează gâtul. Când ai gâtul iritat, Fiorda ți-a aliat de la Plant Extract. Ai aflat la Mega Image, ai mega promoția săptămânii. Cremă Philadelphia, 200 de grame cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Am revenit la știri. Vedem din nou titlurile acestei ore. În cazul asasinatului din Arad, fiica omului de afaceri și alți doi complici au fost reținuți de parchetul general. Procurorii cred că tocmai Laura Creșan este cea care a comandat asasinatul. Primăria Capitalei pierde încă un termen în lupta cu Comisia Europeană pe tema poluării din oraș. În ultimul timp, Bucureștiul a depășit constant pragurile maxime de poluare admise de Uniune. Două drone au traversat din nou teritoriul românesc în zona de nord-est a județelor Tulcea și Constanța. Radarele au detectat obiecte zburătoare la 12 km de orașul Tulcea. Gruparea militantă curdă PKK se află cel mai probabil în spatele atentatului terorist comis ieri în Turcia, care s-a soldat cu moartea 5 oameni și rănirea altor 22. Totuși, atentatul nu a fost revendicat în mod oficial. Campioana României, FCSB, joacă în această seară la Glasgow. O victorie pe terenul celor de la Rangers ar duce-o pe FCSB mult mai aproape de faza următoare a competiției, dar mai multe detalii ne aduce Edi Popescu. Edi, știam echipa oricum cu două săptămâni înainte de meciul ăsta, așa că mai trebuie doar să bifăm meciul. Previzibil, nu? Da, sigur, FCSB după două victorii cu moral bun, mai ales după cea victorie de la Salonic cu PAOK, așadar abordează această partidă cu maximum de încredere. FCSB, campioana României, așadar joacă în această seară în Scoția cu Glasgow Rangers în runda a treia din faza principală a Europa League. Campioana României are, cum spuneam, punctaj maxim după două meciuri în urma victoriilor cu RFS Riga și PAOK Salonic. Rangers a câștigat prima etapă în deplasare, 2-0 cu Malmo, dar a pierdut apoi al doilea meci pe teren propriu cu Lyon, scor 1-4. Yanis Hagi nu este inclus pe lista UEFA, astfel că nu va fi în lotul echipei scoțiene pentru meciul care va începe la ora 22. Tot în această seară se mai joacă meciuri precum Fenerbahçe, Manchester United, Roma, Dinamo Kiev sau Lyon, Beşiktaş. Iar aseară, în etapa a treia din faza principală a Ligii Campionilor, Barcelona a învins-o pe Bayern München cu un categoric 4-1. Catalanii au deschis scorul prin capitanul echipei, Rafinha, iar brazilianul avea să înscrie până la finalul meciului numai puțin de 3 goluri, în meciul său cu numărul 100 în tricoul Barcelonei. Englezul Harry Kane a egalat pentru bavarezi în minutul 18, însă Barcelona a revenit rapid în avantaj cu golul lui Robert Lewandowski, fost jucător chiar la Bayern München. Pentru Barcelona este prima victorie în fața lui Bayern după mai bine de 9 ani și doar al treilea succes în 16 întâlniri directe. Catalanii au acum 6 puncte după 3 meciuri, în timp ce Bayern rămâne doar cu cele 3 puncte obținute în prima etapă, acel 9-2 cu Dinamo Zagreb. Ni mis mejores sueños. Pensaba hacer mis 100 partidos con esta camiseta de esta manera como fue en un partido de este tamaño.
encima jugando Champions. Era un sueño, sí, completar los 100 partidos con esta camiseta. Y de la manera que fue, la verdad que fue bastante especial. Estoy bastante emocionado y el tercer gol, la verdad que no pensé mucho, solo salí corriendo hasta ahí y a celebrar con la gente. A fost însă o seară cu mai multe rezultate surprinzătoare în Liga Campionilor. Atalanta și Bayer Leverkusen nu au reușit decât rezultate de egalitate în meciurile cu mai slab cotatele Celtic Glasgow, respectiv Brest. Deși a condus cu 1-0 la pauză, Atletico Madrid s-a văzut învinsă cu 1-3 pe teren propriu de francezii de la Lille. Un alt rezultat surprinzător a fost înregistrat la Lisabona, acolo unde Benfica a pierdut cu 1-3 în fața olandezilor de la Feyenoord. În schimb, Manchester City și-a respectat statutul de mare favorită și a învins Sparta Praga cu 5-0, cu Erling Haaland autor a 2 goluri. Liverpool a câștigat la limită în deplasarea de la Leipzig cu golul lui Darwin Núñez, iar Inter Milano a marcat golul victoriei la Berna prin Marcus Thuram în prelungirile partidei. După 3 etape din noul format al competiției, primele 3 locuri sunt ocupate de echipe din Anglia. Aston Villa și Liverpool au câte 9 puncte, în timp ce Manchester City are 7 puncte. Tot 7 puncte au și Monaco și Brest, 2 dintre surprizele competiției. Edi, spune-ne dacă se anunță un meci dificil pentru FCSB, în condițiile în care vine după 5 victorii consecutive, putem spune așadar că abordează meciul cu încredere maximă. Da, 5 victorii consecutive în toate competițiile, inclusiv victoria din derbiul cu Dinamo pentru FCSB și, sigur, punctaj maxim în această fază principală din Europa League. FCSB și alte 4 echipe se mai pot lăuda cu această performanță. 4 echipe importante, dacă ne uităm, Lazio, Lyon, Tottenham și Anderlecht mai sunt cu punctaj maxim. Este într-o situație favorabilă campioana României, pentru că, sigur, dacă ar câștiga diseară, ceea ce nu este ușor să spunem, Glasgow Rangers pe teren propriu pleacă cu prima șansă, dar o victorie pentru FCSB ar duce-o pe campioana României la 9 puncte, punctaj cu care, în teorie, îți asiguri cel puțin prezența în acel play-off pentru optimi, dacă nu chiar calificarea directă. Sigur, asta în cazul în care mai ai ulterior alte 5 meciuri din care poți obține suficiente puncte, cât să îți propui chiar clasarea între primele 8 echipe din această fază principală a Europa League și automat calificarea directă în faza optimilor de finală. Dacă nu, sigur, și play-off-ul este o opțiune pentru a continua în această competiție, a doua ca valoare din Europa până la urmă. Dar totuși, putem spune cu adevărat că Rangers e o echipă care să ne sperie în vreun fel? Pentru că vine și dintr-un campionat, totuși, care dincolo de Celtic și de Glasgow, e un campionat foarte slab. Da. Poate chiar de la locul 3 în jos, comparabil cu cel al României sau chiar mai slab. Și Glasgow Rangers chiar nu joacă extraordinar. Am văzut în weekend, au pierdut cu 1-0 cu Kilmarnock. Da, o echipă mult mai slab cotată, Kilmarnock, și în etapa a doua de Europa League, înfrângere pe teren propriu categorică, 1-4 cu Lyon. Sigur, Lyon o echipă solidă, dar a fost prin prisma scorului o victorie clară pentru echipa franceză. Este un meci din care categoric FCSB își poate propune punct sau puncte. Glasgow Rangers favorită pe hârtie, dar într-adevăr, cum ai spus, nu este neapărat o formație de speriat. Nu joacă nici Anis Hagi. Să spunem, să îl amintim, nu are drept de joc pentru că nu a fost inclus pe lista UEFA de către scoțieni. Era puțin ocupat când se făcea lista. Da, între timp a revenit, știm bine, în campionat, a jucat puțin, a fost eliminat, suspendat, iar acum, pentru că nu are drept de joc în Europa, automat a fost trimis la echipa a doua zilele acestea pentru a prinde meciuri și a avea minute în picioare. Yanis Hagi a împlinit de altfel acum 2 zile 26 de ani. Va fi însă spectator diseară la acest meci cu FCSB. Meci care începe la ora 22, să reamintim, pentru microbiși, pentru fanii echipei campioane.
Absolut. Așadar, te așteptăm mâine cu informațiile din sport, Edi. Sigur, o singură mențiune. Noi ne uităm la vocile care contează, Radu, la ora 20. Exact. Așa, ai dreptate. Nu, nici nu știm dacă e transmis meciul. Așa e. Ne uităm la Vitali. Îți mulțumim, Edi, foarte mult. Noi mergem mai departe, Sonia, și vorbim despre cele două drone care au traversat din nou teritoriul românesc în zona de nord-est a județelor Tulcea și Constanța. Incidentul s-a produs aseară la ora 21, dar radar au detectat obiectele zburătoare la 12 km de orașul Tulcea. Imediat au fost ridicate de la sol două avioane militare F-16 de la baza aeriană Borcea. Cea de-a doua dronă a zburat la 2 km de lacul Razim, a trecut pe lângă localitatea Mihai Viteazu și a ieșit pe deasupra localității Jurilovca. Astfel, autoritățile au emis un mesaj ro-alert, prin care avertizau populația că există posibilitatea căderii de obiecte în zona graniței cu Ucraina, în urma unor noi atacuri ale Federației Ruse asupra teritoriului țării vecine. Este a treia oară luna aceasta când autoritățile române emit astfel de mesaje de prevenire a populației. Gruparea militantă Partidul Muncitorilor din Kurdistan se află cel mai probabil în spatele atentatului terorist comis ieri în Turcia, au declarat doi miniștri de la Ankara. Atacul, care a avut loc la sediul unei companii aerospațiale, s-a soldat cu moartea a 5 oameni și rănirea altor 22. Atacatorii, doi la număr, au fost și ei lichidați. Atentatul nu a fost încă revendicat de nicio grupare. În imaginile difuzate de televiziuni se văd oamenii înarmați cu puști de asalt care intră în clădirea uneia dintre cele mai importante companii de apărare și aviație din Turcia. Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ministrul de Interne de la Ankara a precizat pe platforma X că este vorba de un atac terorist și că autoritățile vor continua lupta până la neutralizarea ultimului atacator. Biri kadın, biri erkek olmak üzere terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Sediul fabricii, care are mii de angajați, au fost mobilizate forțe impresionante de poliție și luptători antiteroriști, ambulanțe și elicoptere. Iar ministrul justiției a declarat că biroul procurorului șef din Ankara a lansat o anchetă la care colaborează cu alți 8 procurori. Compania de stat este un producător important de avioane și elicoptere militare și civile, dar și de drone folosite de armata locală și din întreaga lume. Atacul a avut loc în timp ce președintele turc Recep Tayyip Erdoğan se află în Rusia, unde participă la summitul țărilor BRICS. Turcia a cerut să fie inclusă în organizația creată și controlată de Rusia și este singura țară membră NATO care solicită acest lucru. Haideți să vedem acum și datele meteo. Avem vreme mai rece astăzi decât a fost ieri. Cerul va fi în general înnorat în sud-vestul țării, dar mai multe informații ne aduce Sonia. Temperaturile maxime de astăzi se încadrează între 13 și 20 de grade, iar cel puțin acum de dimineață este ceață, mai ales în Transilvania. La această oră, în Cluj-Napoca, avem 5 grade Celsius, la Iași sunt 6 grade Celsius. Temperatura maximă pe parcursul zilei ajunge însă la 15 grade. În centrul țării, la Brașov, e acum 1 grad, acolo astăzi va fi înnorat, cel puțin până la ora 12. Pe litoral, la Constanța, sunt 13 grade, temperatura va urca pe parcursul zilei până la 15 grade Celsius. În vestul țării, la Timișoara, sunt 6 grade. Acolo șansele de ploaie sunt destul de mici astăzi, iar în regiunea Banatului, vântul va bate cu putere. 6 grade la această oră, la Oradea, maxim ajunge pe parcursul zilei la 17 grade Celsius. În București, vremea va fi rece astăzi. Temperaturile sunt însă normale pentru această perioadă din an. La această oră sunt 11 grade în capitală. Vom avea în jur de 17, chiar 18 grade în jurul prânzului.
cântăreața Lana Del Rey s-a căsătorit în secret cu un ghid care organizează tururi printre aligatori. Nunta a avut loc în secret luna trecută în prezența familiei și apropiaților lângă un mlaștin din Louisiana, unde bărbatul își desfășoară activitatea. Informația a fost confirmată oficial abia acum, când licența de căsătorie a fost semnată și returnată grefierului de la parohia unde a avut loc ceremonia. Artista în vârstă de 39 de ani, nominalizată la 11 premii Grammy, este cunoscută pentru melodia Summertime Sadness. Soțul ei, Jeremy Dufresne, are 49 de ani și, potrivit presei americane, a mai fost căsătorit și are 3 copii. Nu se știe când au început cei doi să se întâlnească, dar există fotografii din 2019, când Lana Del Rey a participat la unul dintre tururile organizate de acest bărbat. Reprezentanții artistei au fost contactați pentru a confirma căsătoria, dar nu au răspuns întrebărilor presei. Noi însă răspundem apelului de a ne întoarce de la fix cu mai multe imagini și informații. Vă așteaptă colega noastră Monica Mihai. Rămâneți cu Euronews România.